Da, ce se întâmplă la celelalte mese? Ali Carter, Joe Perry, 4-3. Ali Carter conduce 33-14. Switch it off, please. Deja este al doilea telefon. Asta apropo de nemți, că tot avem noi impresia. Sigur, sunt buni organizatori. Sunt oameni care atunci când se angajează să facă ceva, chiar fac, dar au și ei. Incredibil! Incredibil, era obligat să joace fie peste față, dar cât de grea era lovitura, cu mult contraefect, fie la buzunar. Cred că l-a inspirat telefonul pe Roni. Dacă ar fi să facem și puțin haz de necazul în care se află atât Roni cât și Higginson, în ceea ce privește poziția în clasament. Eight. Aceasta este o luptă pentru locul 18 în clasamentul mondial. Da. Nu uitați, dragi prieteni, dacă doriți să revedeți acest meci și poate chiar să-l înregistrați, Eurosport Player vă stă la dispoziție. 16. Chiar de ați ratat transmisiunea directă, meciul merită văzut și revăzut. Atenție mare, 4 bile roșii, ar fi a patra oară bila neagră. Doar așa, sper să nu mă audă nimeni. Cum ar fi să închidă cu un break maxim? Până la break-ul maxim are nevoie de o continuare. 32. Are la buzunarul superior stâng, dar lovitura este grea, trebuie să se întindă peste masă. Este varianta la zonarul de mijloc din partea dreaptă. Da, iată-l pe Roni trezându-se. Atingerea geniului. 20.000 de lire sterline. Premiul pentru break-ul maxim. Nu știu dacă Roni se gândește la break-ul maxim acum. Îl interesează rezultatul mai mult ca orice. Cred că ar da toate acele 11 break-uri maxime pentru câștigarea turneului, nu neapărat pentru câștigarea acestui meci, dar deocamdată este la acest meci. Continuă. 41. Cred că este prea drept. Nu, are unghi. Va împinge pur și simplu. Doar că a rulat prea mult. 56. Trebuie să fie ceva acolo, altfel de ce să fi jucat bila roșie, cea mai apropiată exact de manta laterală din partea dreaptă.
Tetură fină și ratează. On your Sullivan, 56. Dar are noroc. Roni are noroc. Are noroc. A lovit. Trebuia să șteargă mai mult. Să taie mai mult. Are un avans consistent. 56. Aha. A găsit Andrew pentru buzunarul de mijloc din partea stângă. Hey, e bine. Să vedem. Come on, Andrew. Thank you. S-a auzit din un altul tribunelor. Haide, Andrew. A răspuns mulțumesc. S-ar putea să fie printre puținii suporteri ai lui Andrew Higginson. Eight. Nine. E aceeași bilă roșie de lângă bila roz sau cea mai apropiată de manta superioară, după care Andrew va fi obligat să dezvolte. Are nevoie de un carambol. Nu știu dacă și-l va asuma acum. No. Ok. 14. Deocamdată continuă break-ul. Nu a dezvoltat nimic. Dar trebuie să facă acest lucru. 15. Nu știu dacă este de partea de care are nevoie abile albastre. Cam scurtă lovitura. Da, obligat să execută lovitura de semidistanță. Bila roșie, cea mai apropiată de bila roz, singura care poate fi atacată. Și ratează, dezvoltă. Aici e mai rău. Aici este cel mai rău lucru. Ok, a ratat, dar a dezvoltat și celelalte două bile roșii. Aici a fost greșeala. Sigur. Și mai devreme, când a fost prea lungă a ieșit la bila albastră. Nici Roni nu are o lovitură ușoară, dar trimite. Și îmi pare rău pentru Andrew. One. Nu cred că va mai veni la masă. Six. Seven. Da. Gata, 43, 48 cu 51. Bila roșie, cea mai apropiată de buzunarul superior stâng, este bilă de joc și de meci. A fost condus cu 4-0, a fost pus cu spatele la zid. Practic, ar fi însemnat eliminarea din top 16, categoric, nu-și mai putea redresa poziția în clasament decât dacă ar fi câștigat Open-ul galez și asta a coroborat cu alte rezultate favorabile lui Roni. Și cu toate acestea, vă spun, nu l-am văzut vreodată pe Roni atât de concentrat, de compus și de serios. Da, asocierea celor doi termeni, Roni și serios, iată că a putut fi făcută. Nu mă întrebați cum. Totuși a avut și el momentele sale de frustrare. S-a văzut. Adică n-a fost icoana de pe perete în acest joc. Dar de referință rămâne jocul 6 atunci când a închis cu break de 67, condus cu 63, cu bila roz plasată lângă mantă. Acela cred că s-ar putea să fi fost momentul cheie. Nu știu dacă a auzit de zicala. Nu știu dacă e neapărat românească, mai bine mai târziu decât niciodată. Cred că și englezii au o
formă similară. Pentru el e bine, pentru Andrew, din păcate, s-ar putea ca această înfrângere să conteze imens în evoluția ulterioară a englezului. Și adar, după ce a fost condus 4-0, Ronnie revine și câștigă meciul în joc decisiv 5-4.